Bine ai revenit la antrenament pentru viață cu Cristian Pădurearu. Vom răspunde la ce se întâmplă după moarte. Pentru că nădejdea sau speranța oricărui om sănătos este viața. Nimeni nu vrea să moară. Și dacă ai auzit de Evanghelie din grecește, asta înseamnă în limba română darul cel bun sau vestea cea bună, că putem trăi veșnic. Și asta este ceea ce a intenționat Dumnezeu de când a făcut cerul, pământul, ne-a făcut ca să trăim cu el veșnic. Însă își dorește ca noi să alegem, își dorește ca să fie alegerea personală și nu din silă, ci din milă, din îndurare, din dorința noastră. Vom răspunde la câteva e, întrebări tehnice legate despre ce este botezul, cum se face, ce avem în urma lui legătura cu iertarea păcatelor care ne separă de Dumnezeu și primirea Duhului Sfânt ca și garanție pentru mântuire. Așa că primul verset este în 1 Corinteni, capitolul 15, unde Pavel scrie ucenicilor din Corint în felul următor. Vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa, după cum v-am propovăduit-o. Altfel degeaba ați crezut. Și o să facem un fel de ABC sau pași 1, 2, 3. Ai ce înseamnă această Evanghelie? Ce înseamnă acest dar al vieții veșnice? Cum se primește? Și primul pas, vedem că trebuie auzit ca să putem crede. Și acum, dacă tu cunoști ceea ce îți spun, îți reafirm convingerile. Dar dacă auzi pentru prima oară, o să ai decizia cum să crezi și ce să crezi. Iar apoi zice, așa cum ați primit-o, ați rămas, sunteți scăpați, mântuiți, salvați de moarte, că ăsta e subiectul pentru viața veșnică. Dar trebuie să o țineți așa, adică trebuie să continuăm să perseverăm. Și acum descrie. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa și apoi celorlalți 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre cei care sunt mulți încă în viață, iar unii au adormit. Și vedem aici că atunci când zicem Hristos, credem, așa cum am studiat despre Isus, unsul, despre Ieșua, că El este Mesia, este Hristos, este unsul. Și asta înseamnă că noi credem că El are toată puterea, pentru că cine era uns? Un împărat era uns în rolul de împărat și pe el așa cum am cercetat am văzut că avea puterea să nu doar să vindece fizic ci și sufletește să ierte păcatele și de asta credem în el iar a muri pentru păcatele noastre pentru noi înseamnă a muri noi față de păcatele noastre păcatul așa cum am cercetat data trecută la tentație, păcat și pocăință este atunci când ratăm ținta este atunci când nu facem, avem un eșec. Și atunci noi fiecare dorim să murim față de păcatele noastre. Dorim să ne pocăim, să ne schimbăm, să ne transformăm, să înlocuim ce nu funcționează cu ce funcționează, să înlocuim ce erau cu ce e bun. Și atunci a fost îngropat și a înviat, o să vedem și asta ce reprezintă pentru noi ca și scufundare, ca adult. Și după aia zice că s-a arătat mai întâi ucenicilor, iar după ei toți, ca o stârpitură, mi s-a arătat și mie că și eu sunt cel mai neînsemnainte apostol. De ce? Nu sunt vrednic să por numele de apostol, fiindcă am fost pregonitor al Bisericii lui Dumnezeu. Apostolii erau trimiși. Diferență dintre un evanghelist trimis ca să predice vestea cea bună, să le zică la oameni ce au nevoie să facă ca să primească viața veșnică, este că au trăit fizic cu Isus sau măcar l-au văzut în cazul ăsta, cum a fost cu Pavel, care i s-a arătat într-o viziune. Și pe vremea când i s-a arătat, încă nu era ucenic. Bun, acum hai să vedem cum, cum arată lista asta. Deci, A, sau primul pas, era să auzim vestea cea bună vestii, ca să credem. Deci, auzi și crezi, al doilea pas era pocăința și botezul. Așa cum el a murit pentru noi și noi murim față de păcate și ne schimbăm, iar îngroparea e, reprezintă botezul. Iar ceu, el s-a arătat mai întâi ucenicilor. Iar asta ce reprezintă pentru noi este să continuăm să avem părtășii unii cu alții, să ne congregăm, să ne adunăm. Asta este biserică, este întâlnirea celor mântuiți, celor salvați, celor botezați, ucenicilor, pentru a împlini poruncile. Să-L slăvim pe Dumnezeu, să ne iubim unii pe alții, să ne rugăm unii pentru alții, să ne mărturisim unii altora, să ne încurajăm unii pe alții. Sunt zeci de porunci atât individuale cât și colective, despre care o să studiem puțin mai încolo. Și după aia, convertește pe Pavel. Deci noi continuăm să ne iubim unii pe alții și să-i ajutăm și pe alții, pe cei care nu au mântuirea să aibă. Și vedem asta practic în Faptele Apostol, capitolul 2 și asta e tema pentru până data viitoare, să citești tot capitolul Faptele Apostolilor, capitolul 2, pentru ca să vezi despre venirea Duhului Sfânt și manifestarea lui și a manifestarea oamenilor care l-au primit au primit Evanghelia și Duhul Sfânt, pentru că următorul studiu o să fie despre cine este Duhul Sfânt, ce face El și ce avem datorită Lui. Și o să citim mai mult versete despre Duhul Sfânt. Acum, începând din versetul 22 până la 47, Petru este cel care vorbește aici și zice așa, Bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrurile pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți. Deci vedem că Dumnezeu Tatăl Jehova a făcut prin Fiul lui Ieșua, semne minuni de ce? Ca să îl confirme că este Fiul lui, că este și Dumnezeu, nu este doar un om, Și continuă, pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Știa dinainte și asta au fost și prorociile că trebuie să moară până și Isus le-a spus ucenicilor că e nevoie să treacă prin această sacrificiu, această suferință. Și Dumnezeu l-a înviat. Adică Jehova l-a înviat pe Ișua dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el, eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la deapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, nu îmi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu îmi vei gândui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Și David aici prorocește despre Iesua: că nu o să putrezească trupului fizic, că el a fost înviat după ce a murit și. L-au văzut. Și aici zice Petru, cât despre patia cu David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială, că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Adică a putrezit tropul lui David și că David a prorocit. Fiindcă David era proroc, știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Îmi place cum Petru explică aici și ne dă o pildă ca să înțelegem și noi așa cum rămânem în învățătura apostolilor, cum să interpretăm Scriptura. Cum a folosit el aici psalmul. Dumnezeu a înviat pe acest Isus și noi toți suntem martori ai Lui. În capitolul 1 mai vedem iarăși o, o situație unde s-a arătat ucenicilor. Și acum, odată ce s-a înălțat. În dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Și să se întâmplă mai devreme? Pentru că, așa cum Tatăl s-a descoperit în vechiul legământ, lui Avram și la Evrei, apoi a venit Iesua și s-a descoperit acum 2000 de ani, iar a zis că în locul meu vine Duhul Sfânt. Și atunci această venire care a fost prorocită din Ioel 2 a Duhului Sfânt, Isaia 2, când vedem că toți vor veni la casa lui Jehova ca să se închine și aici vedem această sărbătoare unde au venit toți să se închine și mai târziu o să vedem începerea Bisericii lui Hristos, dar și Daniel 2, venirea acestei împărății a cerului care distruge toate împărățiile și va dăinui veșnic, Zice aici, David nu s-a suit în cer, ci el singur zice, Jehova a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine, dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest sus pe care l-ați răstignit voi. Vrășmașul numărul 1 este moartea. Da? Și faptul că l-a înviat, nu no, ne dă speranță că așa cum El a murit și a înviat și noi putem, așa cum o să murim, să fim înviați. În Roman, capitolul 6, Pavel descrie această experiență ca fiind botezul, scufundarea în apă, completa corpului ca și adult, dar de asemenea și împărăția care vine și atunci pune toți vrășmașii sub picioare și sub puterea lui Isus îl face lunge. Acum ei, când au realizat că acest Isus care a fost omorât, au crezut că l-au văzut în și au crezut că are toată puterea, că este unsul, Mesia, pe care îl așteptau, Hristosul. Și atunci când au auzit aceste cuvinte, ei au rămas și în inimă. Și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, Fraților, ce să facem? Și asta e o întrebare bună atunci când realizezi că, de fapt, păcatele tale, toate eșecurile, pentru alea a trebuit să fie sacrificat Isus ca să poți să ai această iertare a păcatelor ca să poți să ai și viața veșnică. Și asta e întrebarea, ce să facem? Răspunsul e simplu. Spune două lucruri. Petru aici. 1. Pocăiți-vă și așa cum am studiat, aia înseamnă transformarea, schimbarea, înlocuirea ce rău cu ce e bun și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Pentru ce? Care sunt beneficiile? Cele două lucruri care le menționează aici pentru iertarea păcatelor voastre și pentru a primi darul Sfântului Duh. A primi Duhul Sfânt în dar. Căci această promisiune, această făgăduință este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. Și dacă ai fost chemat, ești recunoscător pentru această chemare. Pentru că asta e promisiunea, asta e un punct istoric, cel mai important punct din istoria omenirii. Pentru că promisiunea asta e pentru oricine, orice neam, peste tot, oriunde în lume, și zice, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Salvați-vă, scăpați-vă de la moarte pentru viața veșnică din mijlocul acestei generații poluate. Și a fost așa de la începutul lumii și o să fie până la sfârșitul lumii. Că chiar și în generația noastră acum, că poți să zici, a, eu sunt generația X, Y, Z, alfa, o să fie poate Beta, și așa mai departe, ideea că fiecare generație este poluată și chemarea este ca acei câțiva care, de obicei sunt destul de mulți, care aleg viața, primesc această propovăduire, acest mesaj. Deci asta e promisiunea. Și pentru oricine care, numărul 1, Aude și de numărul 2 se pocăiește și se botează. Numărul 3. Vedem mai departe ce se întâmplă. Deci, cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Ăsta e răspunsul. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-a adăugat aproape 3000 de suflete. Și așa ne numim ucenici ai unsului, discipoli ai lui Isus. Simpli creștini. Și o să avem un studiu despre asta ce înseamnă ce face și ce are un creștin, un ucenic, un discipol. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, numărul 1. În învățătura apostolilor este ceea ce citim și acum, că e Petru, Pavel și scrieile Noului Testament. Și Pavel, la un moment dat cum am cercetat despre Scripturile la început, zicea că toată Scriptura e inspirată în Dumnezeu. Legea, psalmii și prorocii, deci folosim și Vechiul și Noul Testament. În legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Aceste lucruri sunt importante, toate. Atunci când suntem unii cu alții ca frații în împărăția lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu, mâncăm împreună, ne purtăm nevoile unii altora, ca asta e dragostea, atât în rugăciune cât și în fapte. Și fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Și o să vedem că doar prin apostoli se făceau aceste minuni și semne, iar ei când au pus mâinile au putut și ceilalți ucenii să facă, dar ei n-au mai putut da mai departe. Și asta o să o studiem la Duhul Sfânt în data următoare. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Sau toate în comun. De aici vine și ideologia comunismului. Numai că diferența este că aici, din recunoștință și voluntar, aveau toate în comun. Zice, își vindeau goarele și averile și banii îi împărțeau între ei după nevoile fiecăruia. Deci, ei erau recunoscători că au primit iertare, au primit părtășia asta, au primit speranța vieții veșnice și atunci aduceau fiecare ce aveau. Ei bine, Politicienii au luat asta și au făcut-o obligatoriu. Și asta e împotriva lui Dumnezeu: că Dumnezeu răște sila. Nu trebuie să fie nimic obligatoriu, să fie voluntar, fiecare cu conștiința lui, să decidă și să aleagă din inimă. Toți erau împreună, nelipsiți de la templu, în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. În fiecare zi. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Ei bine, aici avem așa o imagine de acum 2000 de ani, cam cum arăta Biserica lui Hristos, adunarea unsului, congregarea sfinților, atunci când erau împreună. Și asta este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi și în zilele noastre, în fiecare localitate, în fiecare, pe fiecare stradă să existe cel puțin o adunare așa. Și de asta visul meu e ca în România să văd peste 10.000 de adunări de genul ăsta unde restaurăm. Nu reacționăm, nu facem lucrurile uh, diferit decât ceea ce scrie aici. Rămânem în învățătură apostolilor în legătura frățească, înfrângerea pâinii, rugăciuni. Și atunci, de asta am și făcut acest cântec, acest imn, această cântare, imnul mântuierii din cântarea scripturilor, de Cristian Pădăraru. Și am pus versetele care le-am citit și încă câteva. Și am să cânt ca exemplu, pentru ca și tu să poți să găsești pe Cristian Pădăraru. Această cântare și să faci un cover vocal. Atunci, strofa Evangheliei, să vedem. Unul a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat și a înviat și s-a arătat discipolilor, apoi celui care îi persecuta. Evanghelia împărăției va fi vestită în toată lumea, cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit și va veni sfârșitul. Mântuiți-vă din mijlocul acestui nămticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost scufundați. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Pocăiți-vă și fiecare să fie scufundat în numele lui Isus, unsul sfertarea păcatelor vaste și veți primi darul Sfântului Duh. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer, niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Făgăduința aceasta este pentru toți, în oricât de mare număr va chema Domnul. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate în comun. Ei laudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Prin cu fundarea în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el. Pentru ca, după cum un a via din morți, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Toți care am fost scufundați în unsul, ne-am îmbrăcat cu unsul. Sufundarea ne mântuiește pe noi, prin învierea lui sus unsul. Uite apă ce mă împiedică să fiu scufundat. Cred că Isus Sunsul este Fiul lui Dumnezeu. Scoală-te, primește scufundarea și fi spălat de păcatele tale. Chemă numele Domnului Iisus. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Și am încheiat această cântare cu aceste cuvinte ale lui Isus, care arată că momentul în care suntem botezați în numele Lui, cu apă și Duh Sfânt, intrăm în împărăția cerului acela e momentul când se spală păcatele, se primește Duhul Sfânt ca pecetea mântuirii și numele nostru este scris în cer. Avem cetățenie cu Sfinții, suntem parte din trup, din Biserica lui Hristos și așa cum am parcurs aceste versete, aștept comentariul tău, ce ai înțeles, cum o să practici, cu eu să-i împărtășești aceste lucruri. Și îți mulțumesc, Tatăl nostru în cer, pentru șansa asta să putem să ne uităm în cuvântul tău și să avem înțelegere despre mântuire, să avem înțelegere despre viața veșnică, dorința ta de a face acești pași, ABC-ul acesta. Așa că te laud pentru că ne-ai dat prin Pavel, prin Petru claritate despre lucrurile astea prin Isus ca exemplu că el a fost scufundat ca și adult și când a ieșit din apă atunci a venit Duhul Sfânt peste el și ne răspuns la întrebările astea, pentru că știu că multe adunări în zilele noastre nu cunosc complet Evanghelia, vestea cea bună, dar ce bun și au doar o parte, poate că au doar credința în Isus, poate că au și pocăința, schimbarea, Poate că au chiar și botezul, dar de multe ori botezul nu este botezul corect, pentru că botezul, care, așa cum îl vedem aici, spune clar că este mărturia în fața martorilor a credinței, dar știind, crezând, că ăla e momentul când se spală păcatele, când se primește Duhul Sfânt, când se intră în împărăție și e necesar pentru mântuire, fără momentul ăsta, nu intrăm în împărăție. Nu se poate să ne naștem din nou. Nu avem o viață nouă. Nu trăim cu tine cu adevărat. Pentru că Duhul tău cel sfânt, atunci când vine noi, ne pecetlești, ne vezi. Și Duhul tău nu vine. Pentru că e sfânt, e pus deoparte. Într-un om care nu s-a pocăit, într-un om care nu crede. Și un om care nu crede nu se pocăiește de aia lipsește schimbarea în viața oamenilor pentru că nu au destulă credință și credința vine în urma auziei cuvântului așa că ajută-ne să rămânem în cuvântul tău, să cercetăm voia ta în cuvântul tău și în rugăciune să vedem ce e și cum să o facem în cea mai bună formă în care să te onorăm și îți mulțumesc că ajuți pe fiecare care vorbește limba română ce cum fac lucrurile astea și în engleză, în spaniolă, să ajungă să cunoască darul tău cel bun a vieții veșnice. Evanghelia completă, corectă, să o primească, așa cum a zis și acolo, cei ce au primit, au fost botezați, să se înscrie, să zică, vreau să fiu botezat, am decis, m-am pocăit, dau mărturie și vreau să mă adun pentru că cum poate să împlinească poruncile? Trebuie să fie cel puțin doi în numele lui Isus adunați ca să fie Isus acolo. Și de aia te rog pentru fiecare comunitate din România să fie cel puțin o casă, două case unde se adune în care să știm că e o casă de rugăciune. Acolo este adunarea unsului. Și să ajute să convertească pe ceilalți, să-i ajute să-i caute pe cei pierduți să fie mântuiți, scăpați, salvați, să fie o lumină, să fie sarea și să continue această lucrare până la sfârșitul lumii, în fiecare localitate. Te rog, binecuvântează țara asta, România, binecuvântează peste tot în lume așa cum folosim tehnologia și tu ajungi la oameni să ne conectezi cu cei care te caută. Eu îți cer, Doamne, dacă nu te caută, ajută-i să te caute să caute viața și să o găsească. Și știu că sunt mulți înșelători afară acolo care vorbesc despre viață sau chiar și botează, dar botează simbolic, fără însemnătate, fără putere, fără ca să știe că ăla e momentul când se spală păcatele și se primește Duhul Sfânt, așa cum este scris. Și de asta te rog, ajută-i să te caute și să găsească complet această înțelegere și îți mulțumesc încă o dată. Te laud pentru că ai dat-o. numele Fiului Tău, Iisus, te rog. Amin.